În plus, vizitatorii au putut admira și expozițiile permanente din interiorul Arcului de Triumf, printre care și Eroi sub tricolor, o expoziție despre soldații români care au pierit pe câmpul de luptă din Afganistan. Cel mai mult i-a atras însă pe vizitatori priveliștea de pe acoperișul monumentului. Aici au zăbovit mai mult pentru a-și face poze și pentru a admira orașul într-o zi senină. E prima oară când urcați până aici? Da, e prima dată. Cum vi s-a părut vizita? Oh, foarte frumos și interesant, mai ales că e o pagină din istoria României aici. E mare lucru că ne dă voie să avem acces aici, de Ziua Națională. E un lucru deosebit. Am prins și o zi frumoasă, mai ales că în decembrie toată lumea se așteaptă să fie rece, urât. Astăzi e o zi minunată. Ziua Națională, ziua noastră a tuturor. Eram curios, deși stau de atâta timp în București, n-am reușit niciodată să... Deși a fost puțină coadă, dar totuși a fost bine. A mers repede. Eram curios să văd cum iese. Văd că e o construcție impozantă și simbol al Bucureștiului, chiar a României, că nu aveam altceva. E foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să mă urc în tancuri. Și la Arcul de Triumf? Mi-a plăcut, îmi place foarte mult să mă uit de sus. Nu mai am văzut niciodată. Și străinilor pe care Ziua Națională i-a prins în capitala României li s-au părut impresionante bătrânul Arc de Triumf și parada militară. Alexander este din Liban și a venit să facă masterul în România. Spune că la el în țară n-a mai asistat la astfel de ceremonii de sărbătorile naționale. It's a great day. I lived 30 years in my country. I never saw. E o zi mare, o sărbătoare mare. Eu am trăit 30 de ani în Liban și nu am văzut o astfel de festivitate la mine în țară. Mă bucur mult că am luat parte la manifestare. Am simțit bine alături de prietenii mei din România. A fost ceva special care va rămâne pentru totdeauna. It was something special and it will remain forever. Dacă nu ați ajuns astăzi la Arcul de Triumf, îl puteți vizita sâmbătă sau duminică între orele 12 și 16.